Sincer, și mai primesc seturi din astea cadou cu cremă și parfum. Și le păstrez pentru ocazii speciale, nu? Nu le păstrez pentru ocazii speciale, le păstrez până expiră, după care le arunc. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Eu mi-amintesc o chestie din școală, da? Că și la noi, ok, n-au venit roboți să ne învețe 23 de limbi străine, bă, dar din când în când, nu știu cum, mai aveam mingi noi, de exemplu, la sport. Și se anunța, hei, hei, sau venea doamna învățătoare, iată, avem două mingi noi. Acestea sunt. Grijă cu ele, nu, da. Acestea sunt. Și le puneam dulap și ne le dădea pe alea vechi. Bă, băiatule, cum venea ceva nou în școală, ți le arătau, știi? Dar nu le foloseam. No. Intrau la dulap. Iată, avem un nou glob pământesc. Acesta este. Îl băga în dulap și îl scotea pe la vechi. Și în liceu se întâmpla chestia asta, pe cuvântul meu. Dacă am înțeles, zic, bă, dar de ce ne mai faci poftă? Înțelegi? Dar noi n-a fost așa. Da, nu. Și știi de ce? Că este fix pe sistemul ăla, că noi suntem oameni strângători. Că dacă am trecut prin comunism, știi? Da. Știi tu sticla aia de whisky pe care o primeau părinții? Dar nu o beai, bă, o puneai bine acolo, că nu știi când aveai nevoie. Exact. Știi? Există, da. Sau setul ăla de deodorant cu aftershave și cu nu știu ce, îl primeai, bă, trebuia să fie al tău, în două luni să-l folosești, înțelegi? Nu. Se punea frumos acolo. Auzi, dar vrei să spun sincer, și mai primesc seturi din astea cadou cu cremă și parfum. Și le păstrez pentru ocazii speciale, nu? Nu le păstrez pentru ocazii speciale, le păstrez până expiră, după care le arunc. Păi asta se întâmplă. Dar nu știu de ce am chestia asta. Bunica mea, spre exemplu, a păstrat o sticlă de șampanie pe care i-a adus-o maică mea acum mulți ani din Franța. O ține și acum, o șterge de praf, o lustruiește, las-o acolo că nu se știe niciodată. Da, bine, așa. Și ai mei au păstrat de la botezul meu și al sorămii, au păstrat vin. Și s-a făcut vinul ăla de, nu că era coniac, zici că am băut kerosen, înțelegi? Nu se putea... Rachetă, dar nu puteai să... Îți trebuia să schimbi filtrul de ulei după ce bea ăla. Da, mă, suntem strângători așa ca neam. Ce pot să zic? Uite, sau poate nu suntem obișnuiți cu evoluția. De exemplu, am mai luat... Nu, suntem strângători. Da? Am mai luat weekendul ăsta de la bunicu zestre. Am luat, practic, jumătate de zestre. Deci tu chiar ești pregătit de strătoare, vezi? Deci exact cum a spus la horoscop. De-a lungul timpului, dacă nu mi-au dat bunicii oală electrică. Așa. Da. Aia e super șmecheră. Îmi imaginez așa. Ai aruncat, deci eu mi-arunc ca la porc tot în ea, da? Îi dau drumul și plec de acasă. Când m-am întors, e gata lătura asta, tocănița. Mâncărica. Deci ca la porc îmi fac. Băi, este perfect, nu trebuie să o supraveghezi nimic. O mai scoși pe balcon, nu se afumă în casă, da? Când ți-am zis adineori că ai popat ca porc, ai zis că nu te-ai supărat pe mine. Așa. Zic eu despre mine chestia asta, nu zici tu. Fețe de masă. Așa. Băi, și câte fețe de masă frumoase, păi nefolosite, nouțe, ha? Le mai pui și tu pe masă când mănânci, când vine cineva. Normal, așa se scotea fața de masă aia bună când venea cineva în vizită. Hai că o punem pe aia bună și luăm și aia cu model, farfurii, frumos, da. Farfurile cu model. Mamă, nu -ți zic de farfurii și de tacâmuri, câte și mai câte, băi, și frumoase, știi ce frumoase? Da, și eu. Dar stai, mă, ce șcuțe. Tacâmuri. Da, mă, dar și ceșcuțe. Da, bine, cu ceșcuțe nu prea... De cafea sau de ceai. Pe alea nu prea le-aș folosi, știi? Mi-a mai dat, știi ce mi-a mai dat, mă? Ia zi. Aspirator de la de firmituri. Știi? A, serios? De la de masă? De la de masă cu baterie așa micuț, știi? Tare, nu l-am folosit, că n-am avut când, dar e folositor ăla. Am impresia că Bumbi, tataie tău, e mult mai... E strângător? Nu mai strângător, e mult mai avansat decât noi. Da, are e bine pe tehnologie. Da, știi. Știi că și bunica mea e la fel. Tot ce apare la teleshopping, ea cumpără. Bun. Are toate fițele de tigăi, de storcătoare, în condiția care nu le folosește. Da. Dar le ia acolo, să fie. Păi asta vreau să-i întreb și pe oamenii noștri, ce mai strâng ei și ce mai au strâns de mult timp așa. Uite, eu, de exemplu, până să mă mut, aveam de la ei mei, tot așa mi-au dat cadou la un moment dat, un set din ăla de toate cele de săpunuri și dacă nu l-am ținut 2 ani de zile. Că nu veneam, arăta așa frumos da. Acum l-am desfăcut, îți dai seama dacă m-am mutat. Păi da. Asculți dimineața radio, bravo tu. Asculți dimineața Blană, bravo noi.